Ah, nu te-am văzut acolo. Salut! BVDO aici pe zonă, Bacea Vasile, Olaf Daniel. Bine ai venit la un nou episod din Am o Stare. Invitatul nostru de astăzi este, printre altele, un mare regizor. Ce? Ah, doar regizoare. Leta Popescu. Nu mai avem sponsori. Așa că vă invităm să savurați o bere pe care ne-am cumpărat-o noi. Mulțumesc și vizionare plăcută! Hei! Hey! Așa faceți voi, nu? Da, da. Salut! Hey! Salut! Curați să vede leta de capul meu mare și gras. Ok. Bine ați venit la un nou episod din Am o Stare. Eu sunt Bacea Ola Vasile Daniel, lângă mine Cristian Ciui. Ciuci. Salut! Salut. Cristian Ciuci. Eu te-am botezat Cristian Ciuci, iartă-mă. Marele actor Paul Sokol. Surugiu. Din Târgu Mureș. Sunt Paul Surugiu. Și doar doamna regizor Leta Popescu. De cât? Zoare, mulțumesc. Bine v-am găsit. Sălna. E o plăcere să te avem printre noi. Ok. În viață. Pentru cei care nu te cunosc și miile de fani care sunt la noi, spune-ne cea despre tine. Eu cred că toată lumea care se uită la noi mă cunoaște. Pentru că sunt 20 de oameni care se uită din Cluj. Taie, aici taie. Haideți, scoateți-o afară, vă rugăm. Mulțumim. Super prezentare, da. De roast, mulțumim de roast, Leta. De două ori nominalizată la primile unități, nu? Ai primit vreodată o palmă de la Will Smith? Ha, ha, nu. Nu. Dar de la Caramitru? Nu. Cristian a pus o întrebare super pertinentă și cinstită și te-ai dus pe troleală. Putem să stăm aici, în troll. Vrei să rămânem în troll? Nu vrei să vorbim nimic serios? Nu. Putem să vorbim și serios. Eu sunt deschisă. Poți fi și troll și serioasă. Am văzut și... că nu să trebuie troll. Să fii serioasă, dar tu chiar îți imaginezi că ești așa de cunoscută încât nu trebuie să te prezinte nimeni? Nu, eu chiar cred că la voi nu se uită nimeni. Extraordinar. Arogantă de București. Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Leta, o să fii surprinsă, dar episodul anterior a făcut peste 2500 de vizualizări. Încă nu piesele tale, nu. Piesele tale de teatru cât public au? Cât public au? Nu am piese de teatru, că nu sunt autor dramatic, dar... Piesele tale de șah câte... Doamne. Vezi de ce am zis dubla 1. Hai că-mi fac prezentarea. Bună seara, bine v-am găsit. Sunt Leta Popescu, sunt regizoare de teatru și sunt aici pentru că îl cunosc pe Paul Sokol de foarte mult timp. El este actor, am lucrat împreună, ne-am urât foarte mult și încercăm să ne împăcăm în trupance, Doamne. Nu știu cum am intrat în prezentarea ta eu. Că erai lângă mine. Bună seara, sunt Leta Popescu, sunt aici pentru că Bacea îmi dă într-una mesaje pe Messenger când vin Cluj, când vin Cluj și eu nu înțeleg de ce și mi-a zis doar că vrea să mă invită la acest podcast. Bună seara, sunt Leta Popescu, sunt aici pentru că nu știu cum îl cheamă pe băiatul ăsta, Ciui, Ciuci, 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 Bici, dar e Cristi și e tot timpul cel mai drăguț dintre ei doi. Wow. Dintre ei doi? Deci știm dintre de ce a dat la teatru, că matematica dar... nu era punctul forte. Da-ți-mă. Deci am rezolvat și fac Mary Kill, n-are sens să jucăm mai încolo. Da. Ne omorât pe toți și pe tine te place puțin. Dar nu, nu mă știu. Place nimeni. Mă place unul, doi, unul sigur mă place. Am certificat. Dar... Ai certificat că te place cineva? Este ca un fel de diplomă pe care tu de la grădiniță pentru cel mai popular elev. Da, lupt pentru asta. Eu vreau să se scrie undeva că cineva mă place. Păi altfel cum în se rest, poate face această baguna. Autoritate de regizoare în teatru? Hopa, ce se aude? Ai auzit și tu? Oh? Da. Burie, dar nu înțeleg de ce ascultăm această... Am pus popcorn în microunde. Burie, Orațiu Burie. Orațiu Burie. Stai-mă un pic. Nu mai bârâie. Gata, nu mai bârâie. Nu vă mai mișcați. Da, stați așa. Pune întrebarea serioasă. Ca să... Care întrebare e serioasă? Cred că toate sunt serioase de la toate tine. Alege întrebarea a treia, pune eu. A treia? A treia e de la Marian. Marian bună, zice, Marian. De ce regizor, de ce teatru? Cum ai ajuns aici? În teatru și regizoare și... care a fost drumul tău, da, până...
Rid nou, pe rid vechi, cum te petrol, simți confortabilă? Așa, un pic petrol, că încercăm să fie, să avem un podcast amuzant. Ok, un pic petrol, povestea e simplă, eu sunt din Galanți, am un frate, fratele meu a fost tot timpul mai iubit ca mine, am fost foarte invidioasă pe el, îl iubesc de nu mai pot, dar trauma rămâne. El s-a apucat de chitară, părinții mei simțeau că nu avem ce face la școală, ci mai degrabă trebuie să ne găsim activități extrașcolare. Pe el l-au trimis la chitară, la dansuri, la așa, se pricepea la toate, la not, la așa. Pe mine m-au trimis, evident, pe lângă el la toate acestea, nimic, nu s-a prins de mine. Nici notul, nici tenisul, nici patinajul, nici baletul, nici pianul, nici chitara, nici muzica. L-au investit totuși banii în părinții tăi în tine pentru un copil defavorizat, cum te-ai prezentat. Defavorizat. Că ai făcut mai multe activități decât am făcut eu toată viața mea. Nu le-am făcut pe toate, pur și simplu mergeam, mă uitam și ziceam dacă îmi place sau nu, sau mă testau oamenii și ziceau dacă are sens să se investească în mine sau nu. S-a concluzionat de multe ori că investiția în mine este pierdere totală. Așa încât mai bine băgăm la Caritas. Exact. Dar văd că și tu suferi de aceeași boală ca și Ciui. Deci te întreabă cineva ceva personal și tu vorbești de alții. Da, eu sunt cu tare, dar părinții și frate meu. Deci când te duceam numai la perioadele de trial, de free trial. Păi atunci a început teatrul, dacă m-ați întrebat de unde a început. A început din această... Deci din traume, puteți... Ca noi toți, iertați-mă, dar nu vreau să intru în viețile altora. Într-un fel, da, din această invidie profundă pe care o port fratelui meu, se scrie despre... Se cheamă și invidia de penis chiar în limbajul ăsta psihanalitic. Da, știam. Bun, deci din invidia de penis de care se scrie în acel limban și care supără pe foarte multă lume, am ajuns să fac teatru. Asta va să fie un titlu. Așa încât părinții mei m-au dus la teatru și acolo am rămas pentru că acolo am primit prima dată iubire. Pentru că te-a uitat, pentru că te-a uitat acolo. M-au dus la teatru să vină să mă ia. Imediat. M-am dus acolo, mi-au zis că am un autobuz pe la 8 seara, da. Cum adică te-a dus la teatru? La ce teatru te-a dus? Direct în București. Nu, m-au dus la Școala Populară de Arte din Galați, unde era un domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, Gric Dristaru, un moșuc care destul făcea de simpatic traforaj. Și super dubios, dacă mă uit în spate acum. Un actor, era un actor de la Teatru Dramatic, Vani Tartini. Și acolo am zis o poezie, Ariciu cu picior scrântit, mi-am făcut un super moment de lacrimă și jale. Mi s-a zis că sunt foarte talentată, probabil s-au speriat și au dat seama că dacă îmi zic altceva o să o iau razna. Deci foarte terapeutic, s-a hotărât toată lumea să mă primească la teatru și mi-am dus, 2 ani de zile am făcut asta, la acea școală populară de arte în care eu eram în clasa 5-a, deci aveam 10, 11, 12 ani. Și colegii mei erau în clasa 12-a, se pregăteau să dea admiterea la teatru, la UNEATC, la Cluj, la unde voiau ei să dea. Deci eram o chestie, mi se zicea Oana Mică, pe care o punem în buzunar, pentru că pe mine mă cheamă povestea cu Nicoleta Oana, un nume foarte banal, de unde din acest complex al banalității a ieșit și acest nume, Leta Popescu, de scenă. Și atunci m-am îndrăgostit de teatru, pentru că, nu-i așa, mă simțeam iubită, apreciată pentru prima oară în viața mea, destul de târziu, la 12 ani. Toți banii de pe Patreon merg în terapia lui Leta. Mă rog foarte mult. Cred că asta e terapia, sincer. Așa și... Dacă mă hint, ignoră-mă. Am vrut foarte tare să mă fac actriță, teatrul era viața mea, actoria era viața mea, recitam pe la toate statuile al lui Eminescu din București, din Galați. Câte statui cu Eminescu sunt în Galați? Eu nu știu câte sunt, dar eu la una recitam, una care îi se fură mâna tot timpul, e una în parcul Mihai Eminescu din Galați. E o muză așa și are o mână, o făclie, muza e pe el și făclia așa și îi se fură mâna. De ce? Tot timpul. E și un reportaj pe YouTube, dacă vreți să căutați. Făcut de protele galanți. Se fură mâna acelei statui, nu știu, un troll face asta. Deci s-au furat multe mâini ale acelei statui în fața căreia eu am recitat S-a dus amorul și somnorase păsărele. Deci pot să vă și recit S-a dus amorul, somnorase păsărele, Ariciu cu un picior scrântit, nebuna de Dulce Coșbuc. Care o știi mai bine? Pe toate le știu, vă rup. Și am vrut eu să mă fac actriță, super actriță. Actoria este viața mea. Nimic nu mă poate deturna din asta. Și ce s-a întâmplat? Spune-ne mai multe. De momentul în care am început să prind un pic de cărniță pe mine și am ajuns în clasa 9, aveam 56 de kilograme.
gândești la propriu cărniță, mă gândeam la talent. Da. Okay. Un pic de cărniță, în clasa noua aveam 56 de kilograme, n-o să uit până o să mor, eram o bunoacă și în clasa 10... O să punem niște poze cu Leta din... Și în clasa 10 aveam 96 de kilograme. Wow, stai. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Uite, așa m-am apucat eu de mâncat dintr-o răzbunare față de mama, care voia să fiu o femeie foarte frumoasă și o bunoacă. Toată lumea își dorea de la mine o bunăciune, cum se zicea atunci, inclusiv fratele meu, care mă iubea nestemat, dar asta își dorea el de la mine. Iar eu, dintr-un spirit independent care mă caracterizează până în ziua de azi, am hotărât să fac totul împotriva acestui sistem și să mănânc cât pot de mult. Mâncam toată noaptea până vomitam, mai mâncam o dată, storceam tuburile de maioneză în gură, așa făceam, după aia gogoș, după aia așa, după aia nu puteam să dorm, după aia tarora. În acest timp mama mă ținea la regim împreună cu toată familia, eram dusă la medic pentru că nu înțelegea nimeni de ce mă îngraș, pentru că noi mâncăm foarte echilibrat, adică eu mâncam foarte echilibrat, îi mâncau cartofi prăjiți cu slană în fața mea și eu mâncam piure cu piept de pui. Păi da, tuburile alea de maioneză din dormitor nu era un dead giveaway. Nu le știa nimeni, adică... Ciocolata de supat? Da. Nu înțelegea nimeni de ce eu mă îngraș și toată lumea s-a stresat că sunt bolnavă, cu tiroida, că cu asta nu, eram pur și simplu... un copil adolescent cu problemele lui, pentru că nu avem vocabular pentru asta și nici instrumente și nu suntem obișnuiți să ne uităm la comportamente ca fiind poate niște simptome ale unor probleme mai intime, mai de cap, mai de suflet. Toată lumea așa ars o mega medical, dacă fata are tiroidă, n-are tiroidă, bicicletă medicinală, mi-au cumpărat tot felul de chestii, eu trăgeam la bicicletă, beam apă, noaptea mâncam, dă, rupeam. Asta vine dintr-un spirit revoluționar împotriva unui sistem în care eram obligată să fiu o bunoacă. Dar de unde aveai bani de mâncare? Da, nu, că era din frigider, doar că familia mea era foarte... bogată. Eu cred că ei știau. Ia... Bă, dacă o face fericită, doctor Vasile. În fine, ca să merg cu povestea mai departe. Da, că suntem în... Dacă lipsea o tablă de slănină din frigider, nu se prindeau ai tăi. Cred că aveau multă. Aveau multe, da, îți dai seama. Dacă era prin frigiderul, clar. Adică n-a fost niciodată o familie bogată, dar frigiderul n-a fost niciodată gol. Adică erau lucruri... Doar după ce terminai tu cu... Pentru că aveam un frate, repet, care era un mâncău, practic. Și el adolescent, o diferență doar de un an. Ăla mânca, dărupea și... dacă lipsea ceva, clar am mâncat el. Lui. În fine, se și numărau bomboanele prin casă, cine a mâncat bomboane, câte ciocolăți, câte tale la ciocolate, în fine. Deci m-am îngrășat foarte tare. Asta era în clasa 10, da? 10-a, spre 11-a, da. Și până la 30 de ani mai avem... Nu, că acum termin cu apucat de regie și am terminat povestea. Nu, dar nu cred că ajungem la următoarea întrebare. Am scris eu, Fred. Da, o poveste banală despre... Nu, așa m-am despre cum ai ajuns la teatru. Nu știam la ce să dau. Povestea asta fact-up ne place mai mult. Mai ai alte întrebări cu traume? Asta că nu termină toate. Eu încercam să o duc într-o notă veselă. Pune de traume, întrebări și poate ne dă un răspuns vesel. Toată lumea are traume și am făcut și un spectacol despre asta la un teatru de copii. Cum îi spunea la bidonelul? Spunea der Fleck, că era în germană, nu știu, germană, pata. Da, așa. Pata. Pata, adică fiecare are o pantă, important e ce facem cu ea, să nu o șicanăm, să nu o enervăm, să o înțelegem și să o, nu știu ce, deci atât am adus capul după aceste traume să fac un așa. Bun, m-am îngrășat foarte tare, visul meu în continuare era să fiu actriță, toată lumea în jurul meu, făceam parte dintr-o trupă de teatru, cu un prieten foarte bun, de pe vremea aceea, așa, Daniel Lungu îl cheamă, dacă se uită, îl pup și mulțumesc pentru această oportunitate. Daniel Lungu, pupăm? Mă bine? Ai linkul de Patreon în descriere. Da, este un om destul de important în povestea de cum am ajuns eu să fac teatru și chiar regie. N-am mai ținut legătura între timp, dar într-un final jucam prin tot felul de trupe, festivaluri, ca toți licenii. Sau, mă rog, liceenii care voiau să chiulească, trebuiau să găsească un motiv, și la noi era teatru. În continuare vreau să fiu actriță, dar începusem să scriu. Și în același timp să regizez ce scriu. Deci scriam, regizam, jucam, eram... Sergiu Nicolaescu. Multitalent. Mulțumesc, mi s-a mai zis și... Ok. Will Smith, poți să-mi zici acum după asta. Nu, hai să nu mai vorbim despre căcatul ăla de eveniment. Oribil. Așa.
Și tot mă îngrășam și tot regizam. Și tot mă îngrășam și tot regizam. Sună animație de Miyazaki. Voiam să mă fac actriță, îmi pregăteam portofoliu pentru un ATC, să dau la actorie, tararararara. Și mi s-a zis foarte tare că la cât ești de grasă, trebuie să fii mega talentată. Adică eu eram talentată pentru un om așa, de o banalitate, un actor de rol secundar, așa, știi? Adică, dar nu eram... Nu erai Tamara Buciuceanu, stai. Nu eram, știi? Deci nu eram nici Tamara, nici Draga Olteanu Mante. Vreau să fiu Teo Trandafir. Adică când a slăbit Teo Trandafir, eu am intrat într-o depresie cumplită. Am zis, gata, mi-am pierdut speranța. Sigur, exista oameni care îmi ziceau că dacă slăbesc cele 40 de kg, o să-mi pierd farmecul. În fine, și deci colesterolul o să-l pierd. Da. Și am început să-mi pun probleme despre corpul meu și despre actorie și ce înseamnă actoria și asta cu corpul. În fine, și într-o zi am văzut pe la Garanta 100%, iată o emisiune pe care urmăresc tot 30 de oameni, printre care și eu nu știu cum nimeresc odată la 20 de condiții din astea. Nu eram invitată la Garanta 100%, dar visam să fiu, visam să fiu și la Profesioniști și era acolo o fată, aveau ei un moment de 5 minute de actorie, așa era formatul emisiunii. Era o fată, întâmplător era Valentina Zaharia, pe care întâmplător am și cunoscut-o, o pupăm și pe Valentina Zaharia, pupăm, care Zaharia mi-a schimbat viața. Bani pe Patreon. O actriță foarte bună, la care eu m-am uitat, dar efectiv mi-aduc aminte că mă încălțam și să plec la pregătire să recit Ana Blandiana și Greierele Sfărmat și nu știu ce mai recitam eu și am văzut-o pe fata asta, cum zice acolo poezie la Garanta 100% și am zis eu dacă nu pot să fiu mai bună ca asta, eu nu mă mai bag. Aveam și o ambiție, dar asta tot din familie, din demonstrație față de bon. Și m-am dus un pic îndoită pentru prima oară la această pregătire. Ăsta Ioan Crețescu, care era actor, pupăm și pe Ioan Crețescu la... Ioan Crețescu. Actor la Botoșani, atunci era la Galați. Mi-a zis, da, ce-i cu tine? Și am zis să încep să am un dubiu și el a zis, de când așteptam să ai acest... Tu vrei tu să fii regizoare mai bine decât actriță? Ești o actriță care putea să fii foarte bună, dar uite ca regizoare, eu am văzut spectacolașele tale, tarara. În fine, și așa ajung eu să mă duc la Brăila cu mașina, deja îmi luasem carnet, deci aveam 18 ani și mergeam cu Dacia lui tata la Brăila să mă pregătesc pentru regie cu Radu Nichifor, rămâneam și pe Radu Nichifor de la Brăila. Pupăm Radu Nichifor. După care, sigur, am ajuns în București, am picat de 3 ori la un ATC, nu m-a vrut nimeni, eram vai de capul meu, așa, am ajuns la Cluj, m-am făcut regizoare, vă mulțumesc, gata, am terminat. Wow! So that's my story. Mă mai întrebați. Există și alte povești pe internet. I have a song about my life. Dar cum ați putea să... Mulțumim că ne-ai instaurat depresia. Cum ați putea să prescurtați povestea asta? Mi-a plăcut foarte mult teatrul și de asta m-au dat e-mail la teatru. Nu știu ce legătură aveau disfuncțiile tale alimentare cu faptul că ai dat la teatru. Dar nu-i frut. Astea sunt mega boring. Bacea în mod special. N-are timp și trebuie, știi, chestii. Bine, hai, uite, îmi pui următoarea întrebare și încerc să răspund ca Bacea. Ia. Ouleo. Trebuie să zici de multe ori pula mea dacă... Ouleo. Ți-e frică așa de toate întrebările? Ce mi-e frică, dar din astea scurte, știi? Poți să și un pic de reactor și mișcarea reactor din Cluj. E o întrebare? Da. Păi dacă mă pui să povestesc, chiar vorbesc 3 ore. Și ai ales și cel mai subiect. Deci nici nu-i mult de zis de reactor. Chiar am o poveste de 8 ani, cum ar veni. Măcar asta s-a terminat după 2 ani de liceu. Asta cu reactorul, să zic. Nu, eu aș vrea, nu. Adică noi am vrea să știm, fiind o persoană atât de creativă, ce te motivează, ce te inspiră și cum reușești din research-ul pe care l-am făcut noi, research îndelungat, scoți undeva la un spectacol nou pe an. Noi rulăm același material 2-3 ani. Cum faci? Cum îți găsești energia și inspirația? Cred că și ce te motivează? Sau 3 pe an. Nu știu ce research ați făcut. Au fost foarte multe minciuni în întrebarea asta din formula AS, că de acolo ai luat-o, nu? Din formula AS. Era și formula AS voiam să ajung. Deci eu cred că am ajuns. Vrei unde să trebuie. Acolo? Avantaje? Băi, n-am ajuns la Garanta 100% și nici la Profesioniști, dar am ajuns la Mostare. Asta e o rampă de lansare, să știi. Mulțumesc. Hai acum să ascultăm trupa pe care am invitat-o, ți-a pregătit o melodie în stilul... Hai să ascultăm formația. Ia, să vedem. Țapinarii. Țapinarii, ieri cântam. Nu, ieri, mă rog.
Țapinarii, eram fan Țapinarii când eram în liceu. Eram grasă și fan Țapinarii, iertați fetelor. Ce, nu înțelegi? Nu înțelegi? Și... Și am vorbit cu ea înainte. Da. Și am zis cum să răspunde și ce. Și să nu vorbim de Țapinarii. E rău cu Țapinarii? Nu, ceva? Nu știu, dar tu ai zis că scuze fetelor pentru că aveau piese sexiste, nu? Nu, că am zis că, da, nu știu, dacă nu exista în vocabularul nostru... Sexism. În Galați. Sexism în Galați, acum 15 ani, ce la sexism. Cred că în toată România și nu în zone încă nici nu există termenul de sexism. Da, adică nu... Dar eu mergeam la concerte la Țapinarii, adică mie îmi plăceau, nu îmi puneam probleme. Nu spune. La revedere, iubito, hai pleacă odată. Ești frumoasă, dar te strică fața. Aoleu, e cântau asta. Și mustața. Da, e da, cântau da. Mustață. Să dăm un zoom, mă. Să dăm un zoom. Deci, ce te inspiră Leta? Ce te inspiră Leta? Da, nu, ia. Hai că asta e chiar o întrebare de răspuns scurt. Chiar, da. Da. Și fără traume. Zi viața. Viața. Ca să răspund ca Bancea, viața. Măi. Wow. Cine ar fi zis? Viața cui? Altora, evident, că doar nu a mea. Dar, da, apropo, ai zis de chestia asta, ai dat toate detaliile, da? Cum te-ai îngrășat, cu familia, cu nu știu ce. Ți se pare că... Că ai slăbit? Se pare că ai slăbit? Asta vrei să zici. Nu. Păi da. Te-a ajutat sau te-a încurcat chestia asta în meseria de... Regizor, că la actorii a zis că nu. Nu. Art director. O, ce... Toate traumele, toate chestiile, toate... Doamne, în primul rând nu le-aș mi traume din respect pentru oamenii chiar au traume okay. De familie, abuz. Dar cum vrei sau să le zici? Whatever. Eu am trăit într-o familie foarte fericită, doar că am interpretat tot timpul totul ca o lipsă de iubire. Deci asta e... Pe care n-ai discutat-o probabil niciodată cu părinții. Ba da, le zic tot timpul și ei zic, da, posibil. Da, da, erau vremurile, fata, atât am știut și noi. Da. Era și frate tu acolo. Da. Eu înțeleg și eu îl iubesc foarte mult pe frate și eu l-aș iubi mai mult pe el decât pe mine. Deci nu. Uite, asta e. Nu-i asta condam. E o problemă. Asta e o problemă, da. Să vină domnul psiholog. Haideți să... Doctor Vasile, spuneți. Cum? Ce pula mea. Ce pula mea. Foarte neprofesionist. Bă, tu chiar ai probleme, nu știu ce să zic. Da, chiar se zice asta despre actor, nu știu unde am citit sau cu cine dezbăteam asta despre actor sau despre artiști, că dacă există perechi de frați, în general, mezinul este cel predispus spre artă. Cool. Așa, ca să-ți răspund la întrebarea dacă m-a ajutat sau nu. Sigur, m-a ajutat și că m-a ajutat și că am venit aici, m-a ajutat și că scriu un doctorat, m-a ajutat și că îmi dau cu părerea, m-a ajutat și că zic prostii, m-a ajutat... Adică, na, viața e o cercetare pentru mine și... De-aia te inspiră viața. Mă inspiră viața. dar... Da, încerc să le iau cu o anumită detașare pentru că înțeleg contextele în care s-au întâmplat toate astea și înțeleg tot timpul că nu sunt singura pe pământ, nu sunt prima, nu sunt ultima și că sunt o oarecare pe aici. Și le-ai băgat în spectacolul tale. Ce răspuns matur! Câte premii a zis care? Ați zis că și când acceptai premiile? A zis două nominalizări. Mulțumesc pentru premiu. Pentru nominalizări. Ce drăguț. Sigur că le folosesc. Le folosesc tot timpul și dacă nu e vorba în spectacole despre onoare și cetata sau onoare și ce mamă, un bărbat sau o femeie sigur întruchipează ceva din ceea ce am interpretat eu ca fiind masculin, feminin și așa mai departe. Da, dacă vrei un răspuns direct, sigur, incorrect, de la reactor, iată, este un spectacol inspirat dintr-un moment în care eu și tatăl meu ne-am certat foarte tare. Acum, personajele au tot alte probleme, alte discuții, alte tarara, dar ca punct central, sigur, am pornit de acolo. Nu e o chestie foarte igienică. Dar igienică. Cred că da, adică cred că e o chestie super de terapie așa și m-am cam săturat să fac terapie prin teatru cu mine. Aș prefera să fac terapie cum face Create Acting Joy, adică terapie mai curățică. Ar fi și așa. Ciudat oricum că da, să te autonumești terapeut cum fac alții. Da. Ai nu. În piesa respectivă de teatru ai schimbat și numele personajelor. Sigur. De ce e Geta? Nu, e Moni. E Moni.
Era Mona. Ziceai de chestia asta că mezinii sunt predispuși pe partea creativă. Dacă stau să mă uit la mine și la tine, la Paul care e răspunsul? Pentru că tu ești singur la părinți. Schizofrenia. Din câte știu eu. Ce bun. Tata. O dat el. Păi nu știu, să ne zic ca Paul de unde l-a apucat. Am niște nume, dar mi-e frică să investighez. Uite, poți să te faci regizor și schimb numele și ai izbăvit. Dar uite, chiar că am avut de curând discuția asta cu colegul Dogaru de la Teatrul Național. Îl pupăm și pe Dogaru, dacă așa. Pupăm Dogaru. Pupăm Dogaru. Bineînțeles. De ce, bine, noi vorbeam despre noi actorii, știi? Uh-huh. Cum avem tendința asta, chiar și în niște situații super normale, în care nu se întâmplă ceva, deși ne zicem și am studiat chestia asta, lași problemele de acasă când intri în sala de repetiție sau toată povestea aia, tot avem tendința asta de a exagera și a face un fel de mini-spectacol, știi? E ca o boală treaba asta când ești actor și zici, nu știu... Să faci un mini-spectacol despre tine? Sau cum... Nu, când exagerezi într-un mod stupid și intenționat în viața personală, știi? Ca un actor. Sigur, că și ca un regizor îți regizezi momentele. Da. Aici e o chestie de clișeu. E o chestie de clișeu, dar în același, adică fii da sau nu. Dacă îmi regizez momentele vieții mele, da. Perioada asta am tot văzut chestia asta și se ia în derâdere toată treaba asta cu Micu Zelinski, da? Măscăriciu, actorul vrea să facă el politică. La fel sunt niște clișee și chestia asta. A, tu ești actor, tu joci, acum joci, nu? Și toată lumea e, hai, come on, nu joc, adică nu, dar da. În același timp ne creem. Un pic le faci. Un pic le faci, nu? Why? Le mai joci. Why is this happening? Nu știu, întreabă-te pe tine. Că ea e regizor. Da, și ei. Regizorița. Da, și regizoară. Da, eu cred că toată treaba asta cu arta, nu știu dacă doar la actori și regizori și scenograf și... Eu acum sunt într-o relație, de exemplu, cu un scenograf și tot ceea ce vede pe stradă este o scenografie. Adică noi nu putem să ne plimbăm decât pozând toate clădirile și toate spațiile și toate semnele și toate cărămizile. Pentru că, adică cred că odată ce intri în zona asta și faci din arta ta o meserie, încep să te confunzi, adică da. Nu e ca și cum eu acum ies de la repetiții și nu mai sunt regizor. Eu acum ies de la repetiții și văd o altă situație și încă o situație și zic, ce tare situația asta. Ceea ce pentru mine, adică mie mi se pare că meserile noastre sunt chiar niște meserii privilegiate și dacă ar exista un Dumnezeu, i-aș mulțumi, pentru că efectiv faptul că avem tot timpul distanța asta ne scoate din tristețuri, pur și simplu. Adică vorbeam cu Mihalcea, care este un foarte cunoscut performer și coregraf, care era internat în spital la un moment dat și eram foarte îngrijorată. Zic, ești bine, nu ești bine? Și zice, băi, da, am văzut niște situații de mișcare, deci fii atent, era asistenta care... Și am zis, ok, ești bine. Pentru că, de fapt, e și un scut în a privi viața cu un tip de distanță. Adică eu dacă intru într-o problemă de orice tip, încep să îi dau zoom out pentru că văd din asta o situație și cred că e și un instinct de apărare sau de conservare și așa mai departe. Deci cred că lucrurile se amestecă, nu e... Cum ai zis mai devreme legat de chestia asta cu părinții și că nu e igienic, mi se pare că merge un pic și toată chestia asta în zona asta, știi? Parcă da, uneori, dacă aduci prea mult în viața ta personală, the whole art part. Da, sunt de acord și eu am făcut greșeli de acest gen, greșeli neigienice, pe care sigur le regret acum, după ce mi-am dat seama, dar nu aș fi avut cum să le schimb dacă era mai lucidă sau mai matură. Lucrurile se amestecă. Da, da. Nu aveți momente în care... Sau nu știu, voi doi, cât povesteați treaba asta, cum vă dați de click-ul? Ca să nu vă mai funcționeze creierul. Cum dai off? Da. A, nu știu. Eu fac așa. Asta... Jur! Apropo de chestia asta... Și dacă ești în autobuz și din alea, ai tot timpul loc în autobuz, așa e când faci așa. Haideți, doamna, luați loc. Nu că tocmai mă dau zoom out. Da, haideți. Sunt zoom out. Moment...
Mai puțin. Deci eu știu pe Leta de foarte mult timp și tu ești o persoană mișto și în realitate. Fiind regizor, ai avut oportunitatea să lucrezi cu o grămadă care de actori. Întrebarea vine de la Cosmin Covei. Sunt și actori care au vieți personale ok? Adică oameni, actori care, care nu sunt un pic cucu în realitate? Nu e nimeni cucu și toți suntem. Adică... Cucu e doar unul. Cucu e Adrian Cucu, să-l pupăm. Da. Pupăm Adrian Cucu. Cucu. Nu pot să vorbesc despre actori. Trebuia să-l pasocul, aveți aici. Păi de-aia am întrebat. Adică sunt și oameni care în afara scenei sunt persoane normale. Nu, funcționează. Nu, Cristi, dar ai întâlnit un actor normal? Păi nu, dar de-aia am întrebat-o pe Leta, că ea probabil are o experiență mai vastă. A lucrat cu mulți actori din mai multe orașe. Da, glumim, sigur că e o prostie asta, că actorii sunt nebuni, că artiștii sunt nebuni. Un sâmbure de adevăr cumva există întotdeauna, dar trebuie să o luăm de la Aristotel în continuare. Ca să vorbim despre asta și ce înseamnă asta. Așa zice și Aristotel. Așa și noi am înțeles. Era la marile lui lecture. Și toată lumea a nebunit ăsta, măi, nu mai ascultați. Nu, că e un mare gânditor. Cum? Adică sunt biblioteci întregi, vorba profesorii mei. Cărți întregi care a luat oraș. La fiecare întrebare sunt biblioteci întregi cu care pot să răspund, dar pot să zic din experiența mea că am întâlnit actori chiar cu probleme psihice. Care ia, dă niște nume. Hai că pupăm aici. Spui nume. Chiar am întâlnit și chiar îmi pare rău și nu am fost speriat. Adică am fost speriat așa la nivel personal și oh my god. Sunt și evident actori care sunt cei mai normali oameni de pe planetă și care transformă această meserie într-un loc al jocului pe care îl disociază foarte tare de viața reală. Adică, sigur, nu... E cum stăm noi acum și bem bere și râdem și eu pot să mă duc, bine, nu mă duc la cursuri după ce beau bere, dar înainte am fost la școală și am fost un om foarte serios. Acum sunt aici și, adică, și sunt lucidă și există toate aceste fațete. Adică nu, actorii nu sunt nebuni, nimeni nu e nebun. Toți suntem nebuni. Toți suntem nebuni. Și să definim nebunia, etc. Zici că l-a citat pe Osho. Nimeni nu e nebun. Toți, da. Toți suntem un pic nebuni. Deci Aristotel, Osho, ce-am mai citat? Nu știu cine e Osho, dar... E un loser. Doamne așa, dacă e fericit. Să fie sănătos. E mort. A murit. Ce părere ai despre piesa Străine Noapte? Și de ce încă, și de ce încă se mai joacă în morție? Cu aceeași actor, dar alte actrițe. Mă întreb de piesă sau de spectacol? Hai să... Deci piesa e textul și spectacolul. Iertați-mă ce... că nu am terminologie. Sunt un biet IT-ist din deci Cluj. Deci trebuie să facem și o metodologie. Hai, scoate. Hai, o făiță de... Scoate o pe telefon. Deci piesa e chestia scrisă. Da, mă rog, eu nu sunt atât de radical. Da, de-aia mi-ai scos ochii. Zic cum vrei, dar... Dar îi zice, scrie pe afiș spectacol? Nu știu. Scrie piesă de teatru. Scrie spectacol. Spectacol cu... Deci una e să mă întreb ce părere am despre piesa Străină Noapte și atunci analizez textul și alta e să mă întreb ce părere am despre spectacolul. Dar tu știi textul de la Străină Noapte? L-a retatuat pe spate. Că poate nu mă întreabă de textul. Florin Piersic. Nu știu, nu am văzut spectacolul. N-am nicio părere. Dar știu că e cu Florin Piersic junior și cu Medea Marinescu. Senior. De 28 de ani se joacă. Și Medea Marinescu este? Să nu greșesc. Nu știu că le-au tot rulat pe gagici. Cred că da. Florin a rămas același. Dar doamnele actrițe a fost tot timpul... Vin în primul rând să-l vadă pe Florin Piersic. Oamenii vin și pleacă, că mor. Oamenii vin să-l vadă pe Florin Piersic, pe care îl iubesc foarte tare de la televizor și de pe vremuri. Da. Și eu chiar am fost și eu la un moment dat într-o sală la o festivitate. Cred că eram la un Niter când cu reactorul atunci s-a făcut ceva mini-protest. Cred că în seara aia a fost Florin Piersic senior. Da, și a fost chiar mai...
politic decât mulți dintre colegii noștri mai tineri. Așa este, că, da. Nu? A avut un speech super radical. Da, da, da. Despre teatru, despre ce scurt, prostie. Scurt, cum îi place lui, două, trei propoziții. Da, chiar a fost scurt atunci. Da. Chiar fost... era nervos, probabil. Și chiar a fost mai radical decât alții. În sensul bun. În sensul bun, adică cu un discurs care să nu plângem viața teatrului, ci dar să ce... mergem cumva. Hai să iau întrebarea lui Bacea, că deci știm unde vrea să ajungă. Ce părere ai despre spectacolele astea care sunt ușor de revistă, de comedie? Foarte de... bune, am o părere foarte bună. Scoateți o foaie de hârtie. Deci teatru are foarte multe funcții și nu glumesc. Adică există și o funcție de divertisment, și o funcție critică, okay, și o funcție educațională, și o funcție simbolică de reprezentare a unei comunități, a unei țări, a unei limbi, etc. Ce era deci, înainte de funcție educațională? De divertisment aici. Aia, da, 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 sper. Eu ajung o funcție de expunere, nu? Că încearcă să atragă cât mai multă lume în sfera teatrului. Păi nu, ăla e de divertisment. Oamenii vin la teatru și ca să râdă. Vin la teatru, se destindă, vin la teatru ca într-un loc de refugiu, vin la teatru să tui de okay, dar lucrurile sunt comedii, de acasă. Oamenii sunt comedii vin... care nu străine noapte. Eu nu vorbesc acum de... Deci eu vorbesc când zic de teatru, are aceste funcții și nu foarte bine că le are. Vorbesc de spectacole bune. Super comerciale. Spectacole proaste există și în sfera teatrului politic, și în sfera comediilor bulevardiere, și în sfera artei de dragul artei. Mm-hmm. Deci există pentru mine există spectacole proaste și spectacole bune. Ia zine două respect. Cu lista de ce spectacol prost evit ai văzut de cură? Dar poți să ne spui spectacolul tău preferat dacă sau spectacolul nu meu preferat. Ai, nu. Asta e ca o piesă preferată. Nu, am foarte multe spectacole preferate și chiar din România, deci nu sunt un ai 5. Om. Am pentru că nu mă uit la un spectacol care ca și cum aș vrea să fie să îndeplinească toate aceste funcții. Mi-au de fiecare dată ce simt că și-a propus trupa respectivă, regizorul respectiv, dar în general întreaga echipă, și dacă și-a atins scopul, pentru mine e o bucurie. De exemplu, un spectacol foarte bun pe care l-am văzut acum două zile la Maidan, în Cluj, care e un spectacol foarte bun, deci nu sunt că sunt eu drăguță, care se cheamă În Aer și este cu doi studenți de la anul 3, care au ei Radu și Paul, îi cheamă, și stau ei pe scenă cu niște microfoane și cu niște chitări și cu niște butoane și cu ce, și au scris ei textul inspirat de Bogosian și care efectiv mi s-a părut un spectacol bun. La fel cum pot să mă uit la un spectacol de la Iași al lui Silviu Purcărete și mi se pare un spectacol bun. Adică pentru mine spectacolele bune sunt alea care își în primul rând care nu mint și care adună toate aceste lucruri în față, adică sunt mai multe funcții pe care le bifează, să zicem, dar să ne îndepărtăm de zona asta doctorală, sunt spectacolele oneste. Adică eu pot să mă uit la copiii aia de anul 3, copii, dar mai oamenii de anul 3, care au cântat, au zis, s-au vulnerabilizat și au dat tot ce au putut din ei. Au trăit, transmis deci emoție. Pe bune că recomand și nu m-am mai bucurat de foarte mult timp de un spectacol și nu mă așteptam. Adică m-am dus, cum ne ducem toți așa, dar m-a chemat un băiat de acolo, care m-a văzut pe o bancă în curtea școlii, m-a întrebat cine sunt, i-am zis că sunt aici, avem și noi un spectacol, dacă vreți dacă să veniți. Dacă sunteți amabilă. Zic sigur, pentru că sunt o săptămână stau în Cluj și încerc să văd toți studenții și de anul 1, și de anul 2, și de anul 3, n-au ca să văd pe toată lumea, dar încerc să mă conectez la zona asta. Un spectacol foarte bun, În Aer, de la Maidan. Notat. Chiar notat. Și voi aveți chiar o piesă preferată de teatru? Spectacol, iertați-mă că am înțeles că... Învățăm. Noroc! Cum am aflat că da, se da, spune da, lucrare și nu pictură, de exemplu. Nu? Păi suntem aici să învățăm lucruri noi. Da, ca să fim recunoscuți în lumea spumoasă a artei, în general, știi? Deci, deci nu au un spectacol, vezi? Da, exact. Asta da, e tristețea cea da mare. Că eu am o piesă. Ia, zi. Floare de mină. Flor de mină. Da, eu am văzut-o prima oară în limba maghiară la Fabrica de Pensule și acum o adaptează colega Adina Lazar în română, cred că putea tot la Baia Mare. La Baia Mare, da, da. Sunt mega curios de cum o să fie piesa.
Spectacolul, piesa e bună, spectacolul. E al Ciobosechei. Da, da, e excelent. Adică am rămas... De unde Flor de Mină, dar la... cu era oarecare regie, nu știi? Au venit cu teatrul de la Târgu Mureș, cu teatrul maghiar de la Târgu Mureș. Okay. Și l-au jucat la Fabrica de Pensule. Și așa de mult mi-a plăcut că am vrut a doua zi să mă duc în Târgu Mureș să-l mai văd încă o dată. E despre cum se închideau minele în zonele Secuimei și... E așa un mesaj super, super interesant. E o trilogie, știi? Nu, nu știam. Flor de Mină, Flor de Apă și Flor de... A, nu știam, ok. Cum e o trilogie al lui Sechei Ciobo, care este un autor dramatic contemporan, maghiar, româno-maghiar, da. Trăiește în Târgu Mureș și e recunoscut pentru acest tip de umor și de candoare cu care privește cumva... problemele astea social-politice din satele. La piesa aia, nu prea am râs. În general se râde, dar te doare, da. Păi da, că povesteau exact de chestia asta cu arma preferată de suicid a secuiului, fiind spânzdoratul și dus... Da, și ești cum... foarte cinic, Ciobo. Da, 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 e... și era toată sala... Și-și permite pentru că e secui. Evident. Și toată sala era hă-hă și eram... Ce... Nu pot să râd la... Și m-a rupt așa. Și că zicea și de încăpățânearea secuiului, că prima oară își pune și triangul și mea se dreau dacă e bine ce face. Și toți erau... Și erau... Și absolut minunată piesa respectivă. Sunt, de aia sunt foarte curios de cum... minunată, dar nu știu în ce regie a fost ca să zic spectacol. Încă, da, ai dreptate, mulțumesc pentru că mai nu știu cui, chiar nu... Nu știu cred cine a făcut regia. Ioric, scrieți-ne în comentarii dacă aveți știi idee. Cine a făcut regia de la Fabrica de Pensule acum și de dar ani. Dar trilogia asta lui Ciobo e destul de montată și mă bucur de o face și Adina acum la Baia Mare. La Baia Mare. S-a făcut anul trecut la întreaga trilogie a făcut-o Horia Suru la Teatrul Dramaturgilor Români din București. Are și o nominalizare pentru Niter, dacă vreți să vorbim despre asta. Okay. Așa, și a făcut-o și Sădmărean Bogdan, Bogdan Sărătean. Luați berea asta de aici. Bogdan Sărătean la Sibiu. E destul de... Da. Ai zis să... Ai zis că e nominalizată la Uniter? Cred că Horia pentru regie. Ah, ok. Deci nu piesa ca text, ci Horia pentru întreaga trilogie pe care a făcut-o. N-am văzut spectacole, nu știu, nu mă bag. Știu doar că este o trilogie, textul e foarte bun, textele sunt foarte bune. La act s-au mai încercat niște trilogii din astea. Adică, da, e în vogă și e de mult. E destul de veche. Dacă da. Are 10 ani, dar pe acolo. A, cred că are mai mult de 10 ani. Cred că pe acolo. Păi ai zis Fabrica de Pensule, da. Deci a trecut ceva vreme oricum de când mergea. Da, nu contează. Hai să nu ne pierdem detalii. Deci a Cristi mai devreme de, scuză-mă că te-am întrerupt, de nominalizării de la Uniter. Da. Ai două la activ, da. 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 Nu? Las numără. Păi deci, nu, că nu sunt multe. Și un premiu pe care l-ai luat pe spectacol, nu e la pe regie, nu? Nu, vreți să vă zic că normal, laudă pe la cei 28 de oameni de care zic că sunt la noi. Câtă lume are premiu Uniter? Nu, chiar nu e nicio laudă, e o poveste chiar traumatică. Ok. And we're atunci, back. Da, hai să trecem la altceva. Nu să întreb cât de important se pare deci, Uniter. Da, mă rog. E foarte important. Adică e important. Cui pasă. Pasă. Important, sigur că e important. Eu am primit un premiu Uniter pentru debut acum, nu știu, în 2014-2015, cred, pe acolo, pentru Paralel. Și Paralel este un spectacol pe care l-am făcut eu și atunci pentru mine a fost o traumă acest spectacol, pentru că în cadrul acestor premii Uniter, care sunt făcute într-o structură perit vechi, nu prea există o adaptare la metodele noi de lucru și acest Paralel, care era chiar un spectacol foarte bun și chiar era bine că era băgat în seamă de o structură de genul Uniterului, era făcut de mai mulți oameni, că era pe această metodă device, dar purta în primul rând pentru mine semnătura lui Ferenc Cinco, care a conceput acest spectacol. Eu făcusem un soi de a doua regie, adică eu lucram cu fetele, erau două fete, dar tot conceptul că suntem într-o baie, că ne căutăm identitatea, că ne jucăm cu WC-urile pe acolo, adică Fero era părintele acestui spectacol.
Eu eram cu Lucia Mărneanu, colegă la facultate, și Lucia era actriță, eu eram regizoare. Fusesem în același an Fero cu Coto Bodochi Holmen, care era cealaltă performăriță. Încercaseră să facă acest spectacol ca one woman show, one man show, one X show. Ok, da. Bun, și s-au chinuit, nu le-a ieșit, nu mai știu care a fost problema. Ideea e că Fero, cu care mă știam din facultate și așa mai departe, m-a sunat și a zis: nu vrei să intri în echipa asta, că simt că am nevoie de tine, sau poate ne iese ceva. Dar deja pe un concept existent. Și atunci a apărut și Lucia și a apărut asta cu doi regizori, două actrițe. Problema Uniterului a fost atunci că nu se pot da premii, așa e regulamentul, etc., oamenilor care n-au terminat o facultate, adică care n-au patalama, nu au meseria în cărți. Nu se iau niciodată un iter. Nimeni nu o să ia niciodată. Adică eu, da, încă mă mai ia. Aruncă microfonul ăla pe pământ. Lasă-mă să zic de ce, că dacă mai intru mult în sistem o să-l iau, dacă o să... Dacă dai zoom out, te trebuie. Dacă dau zoom out, nu mulțumesc. Face o piesă despre... Da. Asta a fost povestea cu Coto Bodochi Holmen, care era actriță, performeriță, care era și este în continuare super gagică. Ea nu putea să fie nominalizată la premiile astea pentru că nu era actriță. Ea a început facultatea de teatrologie, se lăsase, s-a apucat de cântat, în fine, ceva specific lumii în care trăim. Spectacolul era device, eram doi regizori, tărăra, Fero nu era la debut, nici el nu e regizor, el e actor, e un actor foarte mișto, e și profesor la facultate, e actor la Teatru Maghiar de Stat, în fine, și juriul de nominalizare atunci a ținut foarte mult totuși să bage în seamă acest spectacol cumva, dar nu i-a găsit categoria. Și atunci ne-au băgat pe mine și pe Lucia la debut, iar pe diploma mea de Uniter scrie că sunt cea mai bună actriță a anului 2000. Care? Deci ți-ai îndeplinit un vis. Exact. Wow! Oh my God! Da, chiar. Deci sunt o mare actriță acestui... Da. Dar chiar voiam să te întreb, tu când regizezi, mai ai un off așa? Bă, parcă aș vrea să joc și eu un pic. Nu vreau niciodată să joc, aș fi penibilă. Adică ai luat cea mai bună actriță. Îmi place foarte mult să mă joc, îmi place. Te-ai retras după acum aia. Acum să vedem cu regia, știi? M-am retras în glorie. Da, și nu. N-am niciun gând. Mă mai bate gândul zonele astea de performance, pentru că mi se pare că am un corp care merită exploatat. Dacă ziceam noi chestia asta, ai un corp care merită exploatat. Alo? Marina Abramovici. Intră. Am un corp care merită exploatat. Explorat. Leta Popescu 2022. Avem mărci, tricouri. Doamne, sunt pe corpul lui Leta Popescu. Haideți să vedem. Haideți că merită exploatat. Performativ. Prea târziu, imaginea noastră. Să plângem un pic pe Fabrica de Pensule. Tot la Fabrica de Pensule am văzut și eu un spectacol acum, când exista Fabrica de Pensule. Era un performance cu o tipă, nu mai știu ce, cum, când, dar știu, mi-aduc aminte foarte tare imaginea cu ea, care avea o burtică, așa, adică nu era fit, nu avea pătrățele, avea burtică și își făcuse un personaj din burta aia, deci cum se juca ea cu lăginița ei și cu buricul și cu nu știu ce, și cumva era așa o lumină pe ea și numai pe burtă. Și știu că m-a fascinat asta și am zis: mamă, și corpul meu, pentru că am slăbit între timp 40 de kilograme, e într-adevăr non-fit și are o textură care mi se pare, apropo de zoom out și cum ne regizăm viața, mi se pare că ar putea să fie explorat. Ok. În zona performativă. Adu-mi, te rog, și pe linka, că nu. Da. Nu, deci asta e singurul lucru. Dar în rest, da, la repetiții îmi place foarte mult să mă prostez cu actori și mă distrez foarte tare, adică nu... Păi mi se pare că ar trebui să fie fan, nu? Ca să... Asta e fan, e, nu știu. Pentru Socol nu era fan, dar pentru mine... Doamne ferește! Păi de-aia i-ai dat zero șanse la un Uniter sau ceva. Dar pe eu când nu luam Uniterul pe regia lui Leta. Nu vreau... Doamne! Cred că o să închidem imediat. Cum adică? Pentru că regia tot timpul va ieși în evidență pe lângă Socol, asta vreau să zic. Da, exact asta nu să zic. Dar Leta tot face gluma asta de-ai nașpa. Care? Asta cu... Regia o să iasă tot în evidență? Nu, cu cearta noastră, care nu există concret. Dar n-ați trecut peste. Dar n-am
Dar nu există ceva concret să trecem peste. Nu ne-am certat? Oh, da, parcă... Nu ne-am certat odată. Mi se pare că suntem în plus, Bacea, știi? Da, vreți să vă zic cearta mea cu Paul? Da. Nu. Spuneți-ne. Mine e o să punem un link cu cearta. Pentru că... Spuneți-ne în comentarii dacă aveți impresia că s-au certat sau nu s-au certat. Ok, calmează-te, Denisa și prietena ei. Leta e foarte importantă în viața mea. Să zic și de ce. Da. Pentru după reacția ei, se pare că la un moment dat m-am lăsat, adică n-am vrut să mai fac teatru și a apărut și anume Leta de nicăieri. Ei, hai, te rog frumos. Păi chiar a apărut de nicăieri, adică eu nu știam păi, cine nu lui, ce. Ea era studentă, eram student, era studentă la regie, nu? Cred la master, la poker zici, nu? Da. Master, da. Și a făcut un casting, mi-a zis cineva de un casting, nu mai știu cine. În fine, și am venit super mahmur la casting la Leta. Foarte la gen, bun. Rău. Era păi foarte bine. Și a plăcut maxim. Și m-a dat un spectacol și de acolo a început o altă viață pentru mine care... Deci, da. Tu când ai vrut să te lași de teatru, ea te-a salvat, te-a dus înapoi și acum eu te-ai lăsat din teatru, de teatru pentru că îți distrugea viața. Nu Leta. Nu, teatru. Teatru, da. Da. Teatru pe care i-a arătat Leta. Atunci. Nu știam că îi distrug viața. Eu pur vroiam să lucrez cu un actor bun. Și e speech-ul clasic de dealer de cocaină. Eu nu știam că îi distrug viața. A zis că îi place, i-am dat un pic, apoi a vrut tot mai mult, până când a început să... Foarte bună comparație, da. Dar n-am mai lucrat. Deci cumva am deschis blestemul. Păi exact. E la prima monstră moca și ai plecat. După aia l-a lucrat cu tot felul de alți regizori, dar nu cu mine. Restul spectacol a fost. Vă uit, drag. Dar ne-am certat odată de la o pereche de chiloți. Ai cui? Apropo de... Într-un spectacol. Într-un spectacol, măi. Pentru că lucram la acest poker care era un spectacol în care era un singur personaj, dar jucam de trei actori, dintre care unul era Socol, era Doru de la Reactor și Vali Oncu, un alt actor de la Turda acum. Pupam. Și trebuiau să fie îmbrăcați exact la fel și să se tripleze, dubleze pe acolo, asta e obsesia mea și m-am dus să le iau aceleași tripeze, nu? Exact. S-a întâmplat și aia, da. S-au și tripat. Și m-am dus să le cumpăr boxeri la fel, pentru că eram niște sărăntoci, abia aveam bani de trei bluji la fel și trei hanorace, că atunci m-a blestemat Socol că l-am dus la mall. De 8 martie, de 8 martie. Era concurs de rujat în pula mea. Erau vreo 500 de femei în holul mall-ului care se rujau pe ceas și Leta vrea să cumpărăm chiloți de la H&M. Nu era la chiloți, era la hanorac și la bluși, pentru că eu mi-am imaginat că chiloții nu se văd și cum eram săraci, voiam să economisim chiloții și șosetele, dar guess what, se vedeau și chiloții și șosetele, din cum s-a plecat, să mișcau ei pe acolo. Și m-am enervat și m-am dus în Mărăști să le cumpăr chiloți și m-am dus acolo și am zis, dați-mi trei boxe la fel. Și Socol, când am venit cu boxerii, mi-a făcut tot super criză, că bă, el strâng, că el nu știu ce, că tarara. Și atunci știu că m-am enervat și am zis, dar nu vă e rușine, dar nu ți-e rușine. Ți-am luat chiloți. Mă cerți pe mine că ți-am luat chiloți greșiți, dar du-te și cumpărăți tu chiloți și organizați-vă singuri și nu știu ce. Și am plecat, i-am lăsat să repede, adică aia mi-aduc aminte ca fiind o ceartă. Chiloți. Aia e o mart bine cu Socol. A fost chiar. Era o repetiție decentă la Reactor asta, nu că ce o ceartă. Era o zi bună de repetiție. Nu e adevărat. Eu nu m-am certat la Reactor de o singură dată. De două. Cu mine. De trei ori. De trei ori. De patru. Hai, o să punem toate certurile în comentarii. Pe Patreon. Cu link, da. Transcription-uri. Voi ce mai faceți? Bine, să ne faci. Uite, eram pe aici, că era lumină, am intrat, era mai călduț și... Nu era călduț deloc, când am venit. Păi nu, că de-aia ținem berile aici, la rece. Nu văd bine până acolo, unde suntem pătiți? Hai să dăm... 52 de minute. Leta. E 7. Da. Hai să încercăm un... ultima întrebare de la mine. Vai, Doamne ferește. Vrei să încercăm fac Mary Kill-ul? Nu. Nu vrei? Nu. Ce-am zis? E un joc. Ai zis ce a zis și ți-a tras cu ochiul? Nu, a tras cu ochiul. O fac cu fața aia de mătușă bătrână. Ce se întâmplă? Socol este unul din persoanele care îmi traduce de obicei
Contemporaneitate. Te blochează-mi telefonul, te rog. Dar e mai tânără decât mine. Cam așa ceva. E mult mai tânără decât mine. Ok, zi, Bacea. Este un joculet la care spune fuck, marry, kill. Adică alegi unul cu care știi că e teoretic. Ai adică nu trebuie să faci. Lasă-mă că nu. Păi aia e întrebarea. Cu cine te-ai căsătorit, cu cine te-ai combinat și pe care ai omorât? Nu, nu, nu. Mulțumesc. La revedere. E a doua femeie care ne răspunde. Mă bărbați ne-au răspuns la întrebarea păi dacă nu poți să omori decât unul singur, știi? Și gen, ce faci cu ceilalți doi? Semn că femeile sunt mult mai bune la suflet decât bărbații, pentru că ele se gândesc, n-aș putea să fac asta băieților. Dar nu e nimic de făcut, dar e o întrebare despre viața mea personală. Nu să zic unde locuiesc, cu cine mă mărit. Ce? Nu. Dar scrie noi în comentarii. Trei. Să alegi dintre noi trei. Să zic cu cine să mă mărit dintre voi. Cu cine este mărit, cu care te-ai combinat și pe care l-ai omorât. Deci, fuck, marry și fuck, kill. Fuck, marry, kill. Și trebuie să alegi numai câte unul pentru fiecare. Oh my God, ce prostie. Știm. Da. Tu te-ai dus de la... Nu, că vine cea la mie acasă! Îmi povestesc viața după ce am vorbit. Am buletinul ăsta, nu intră nimeni la mie! Nu că am buletinul ăsta. Am crezut că mă întrebați cu cine fac, cu cine merg, no! Cu cine kill, adică eram... What the fuck, cum să zic așa ceva? Câți oameni i-am omorât? Ce tare era dacă ne zici. Că eu, acum de două luni... L-am omorât pe unul. Dar m-am mărit cu un băiat care așa... Și l-am omorât pe unul Alexandru. Sper să nu vadă acest podcast. În Popeșile Orden este un, o gâlmă, acolo e Alexandru. A, dar s-a scris și în Timișoara când merg. În Timișoara când merg este Dan. Deci... Dar deci îngropa lângă statuia lui deci Mihai nu răspundem. Dintre noi trei. Da, eu răspund dacă e obligatoriu. Păi nu e obligatoriu, nimic nu e obligatoriu. Păi nu e un concept, dacă există un regizor, eu mă supun. Păi tu ești regizorită. Atunci nu răspund. A zis, dacă există un concept, eu mă supun. Atunci eu nu răspund. Leda Popescu, 2020. Păi dacă e de mărtatea de a alege, a ales să nu. Aleg, da. Dar dacă puterea îmi zice ceva, trebuie să zici, trebuie să spui. Fuck, marry, kill. Nu îmi zice mie ce trebuie să bun. Pe această notă am început jos și am terminat jos. Important e că am discutat chestii importante. Am avut două revelații. Dacă stă să zicem repede. Nu, că vrem să închidem. Păi... Nu, să zicem chestii super serioase. E foarte clar ce merge prost în teatrul românesc. Super curioasă, te rog din suflet să-mi citești toate întrebările. N-avem timp să răspundem, dar sunt super curioasă de cercetarea ta. Și zic da, nu sau într-o... Sau kill, da, nu sau kill. Mulțumim, la revedere, a fost o seară. Bun, câteva întrebări, Leta. Mergem pe repede înainte, nu o să răspuns. Cum se pare că merge teatrul românesc? Ai observat vreun progres? Ce ai schimba? La teatrul românesc. Directorii. Bun. Zici că-i ce spun românii. Zici că-i Cabral. Da, e din aia. Pam. Mai avem 30 de secunde. Care e cel mai mare vis? Să fiu doamna teatrului românesc. Ok. Opriți-i. Cu cine ți-ai dori să lucrezi și încă n-ai avut oportunitatea? Cu mulți actori. Unu. Bun, Marcel Iureș. Nu. Te-ai gândit să încerci și film? Nu. Bun, una, asta mi se pare destul de importantă. Dacă nu ar mai merge cu teatru, ce te-ai vedea făcând? Merge cu teatru să meargă. Nu, dacă n-ar mai merge, ar trebui să-ți schimbi. Nu-i da libertatea, măi, am învățat că nu-i da libertatea. Fac să meargă, te omor. We have the kill. Din ce și-ar câștiga Leta Popescu? M-aș duce Pita. Cu... Da, dacă sunt cu omul cu care sunt acum, m-aș duce oriunde să mulg orice vacă și să spăl orice vas dându-mi. Orice țară în care aș avea liniște. Ok, deci nu mai există o altă pasiune pe lângă teatru pe care ai vedea-o. Sigur, făcând, am foarte multe pasiuni, dar dacă ar trebui să aleg între teatru și... Îmi place să cânt, salvez delfinii. Da. Nu, îmi place să scriu, îmi place să... Na, whatever, dar nu sunt nici scritor, o să nici autor, pe scriitor. Nici nimic. Următoarea întrebare. Nu, nicio șansă, nu. Nu, aș face cu mulți tot vacă, altceva. Mulți vacă, următoarea întrebare. Vacă. Mulți vacă. Îmi place vaca, îmi plac animalele, îmi place agricultura, îmi place.
ceva. Aș sădi, aș face cu ceapă, ceva cu ceapă, cu cartofi, cu... Bun. Salată orientală. Cu portul, mi-a zis bun, meu înainte cu ceva. Îmi place ceva cu portul în Constanța. Bun, îmi place că ești creativă și ai, ai debit verbal. Leta. What the fuck, bro? Pentru cei care ați intrat mai târziu, Leta, într-o singură propoziție, cum ți-ai rezumat viața? Foarte... Sunt într-un carusel sentimental și îmi place de mor. Bravo. Aceasta a fost Leta Popescu pentru aceasta a fost Leta Popescu. Acum o să mă omoare. Paul, dacă ai ceva să o întrebi acum, că e cert, aveți, dacă vreți să vă împăcați, ăsta e momentul. Mă iert, Leta. Da, te iert și îmi pare rău. O să port chiloții aia. O să port chiloții. Îmi iei și mie niște. Îți iau chiloți din Piața Mărești? Te rog. Piața Mărești. De aia de mamaie, cum îmi zici tu. Gogoșar. Bacea, vrei să mă întreb ceva acum? Sau nu, m-am săturat deja. Mi-ai reactivat alte traume. Să nu mai chem. Nu, că-ți dau bloc după acest episod. Știi că ai zis că vrei să mergi la bere pe urmă, nu mai vin. Nu mai vin. Nu, că o să regret oricum totul. Prea târziu că-l facem public. Pe această notă veselă vă mulțumim tare mult, oamenilor, că ați stat alături de noi, că ne suportați. Nu cred că asta... Nu uitați like, share, subscribe pentru Leta Popescu, să mergeți să vedeți ce face, cum face, că bine face. Și dacă mai aveți idei de invitați sau teme, scrieți-ne în comentarii. Deci sunt o idee a cuiva? Idei sau invitați? Pe idei și invitați. Sunt o invitată, o idee a unui invitat. Ești mai mult decât atât. Oprește recola că nu... Nu ne înțelegem cu ea. Schizofrenia și-a spus cuvântul. Mulțumim acolo. Ei, nu vorbi așa. Putem să salutăm la cameră acolo? Ca și cum ne-am simțit bine. Ei, mulțumim! Un mesaj pentru oamenii care mă iau serios. Să știți că eu chiar gândesc programe și proiecte repertoriale. Deci a vorbit o oră prăjeală și la sfârșitul ultimele 25 secunde a vrut să salveze pielea. Pentru cei care mă cunosc, în rest eu am proiecte serioase. Nu sunt o prăjită. Mulțumim tare mult. Oameni buni, aveți grijă de voi. Pa. Ne vedem. Socol zi, pa. Pa.